Bună ziua, domnilor președinți. Te rugămintea mea. De ce vă certați pentru o funcție de partid? Cine câștigă din această ceartă? Spuneți-mi și mie. PSD-ul, din păcate. Nu. Jur. De ce vă certați pentru o funcție? Ar atunci, de ce sunteți în instanță pentru a câta oară pentru cine este președinte? Dânsu sau... Problema este foarte simplă. Domnul Diaconescu nu a înțeles că partidul nu-l mai vrea președinte. Uitați-l cum fuge. Nu este un bărbat în adevăratul sens al puterii politice. Ok, stop. Dumneavoastră ca... cine sunteți? Sunt secretar general adjunct al partidului. Domnul Diaconescu mă știe foarte bine. Răzvan Sebe, domnul Diaconescu, poate nu mai se aminte cine sunt. Nu țipați, pentru că... Dacă ții pies, stai. Încerc să-l fac... Puneți-mi și mie, domnule Tomac. De ce ați ajuns în această situație? Pentru că, jur, votanții voștri, susținătorii voștri au de pierdut. Ce le transmiteți oamenilor care vă simpatizează ca partid? Le transmit un singur lucru, că partidul are drumul lui, care un statut, organizație reprezentată, aleasă în mod democratic de către membrii PMP, și această structură politică va face parte din cea mai puternică coaliție de dreapta ultima din România. Mea, cam asta este ce vreau să spun. Să-ți urez sănătate. Și gata. Ultima. Cum puteți spăla imaginea partidului, pentru că președintele PMP-ului a fost un fost colaborator al... spălați imaginea acestui partid? Cum spălați imaginea? Stați imediat. M-ați întrebat legat de ce vrea să facă PMP-ul, v-am răspuns cu maximă onestate și respect. Asta le doresc tuturor, să aibă încredere în noi. Toate bune! Mulțumesc! Doar pentru că drăgici, doar pentru că drăgici doi a jignit, de asta îmi permis și eu îl jignesc. Și când spun drăgici doi, mă refer clar la drăgici 1, care a fost la PSD Trezorier, și acest domn care a jignit mai devreme, a fost într-o perioadă trezorier la PMP și cred că cât de curând va avea soarta lui Drăghici 1. De asta l-am și numit Drăghici 2. Mulțumesc! Cu plăcere! Domnul Diacon, există o ceartă, parcă am ascultat o țigăneală. Ori există acel scandal în piață? Cine dă mai puțin, care vinde mai mult? Ce părere aveți? Deci de 2 ani jumate, interesul vis-a-vis de care a plecat tot această criză internă a fost fuziunea cu PNL Câțu. Da. Și eu m-am opus acestei fuziuni. Și atunci, un grup a zis, e clar, trebuie să-l dăm la o parte ca să ne cățărăm pe funcții pe la diversi. Acum, după cum vezi, cățărarea e spre USR. Eu mă opun acestui demers. Faptul că au făcut o acțiune în interiorul partidului a unui grup, nerespectând legea, nerespectând statutul, nerespectând morala, doar pentru a se agăța de niște funcții, inclusiv de europarlamentari, a generat acest scandal. În acest scandal, cine este câștigător? Nimeni. Pentru că oamenii o să vadă și ăștia vor putere. Știți bine că omul simplu, când vede scandalul ăsta, o să zică iarăși se caută puterea și banii, pentru că așa spun oamenii. Și mai ales pentru că partidul a fost un timp condus de către o persoană care și-a pus fica, care a... nu avea nimic de a face cu politica. Hai să intrăm în subiect, pentru că este important. De câte ori ai fost contestat până acum, Maria? Și încă sunt. Exact. Să ai crezut în dreptatea ta? Să dau răspunsul
această, la această întrebare. Dumnezeu care a făcut lumea nu este doar iubit, este și contestat, așa și noi oamenii. Maia, deci, exact același lucru. Deși s-așteptau ca făcând un gest brutal să plec. N-am plecat. Și m-am ținut de ei și faptul că de 3 ani nu reușesc să-și înregistreze conducerea arată niște semne deocamdată până o fi o hotărâre definitivă de profundă ilegalitate. De ce? Din păcate. Și cearta între oameni maturi care au făcut politică duce pentru mine ca om o gândire, uite-i doi copii care ceartă pentru o jucărie. Este prețul pe care asta o văd eu. Pentru că împreună cu niște oameni rămân consecvent. Altfel, după cum vezi, formal... Am observat că acel secretar general, în loc să aplaneze, pune paie pe foc. Creierul. Mulțumesc!